Haleluia! Gloria să-L împodobească pe Tatăl Cerului, Domnul Iisus și Marea Puterea Duhului Sfânt. În seara aceasta ne-am adunat în numele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, dat ca jertfă pentru noi să avem viața veșnică. În seara aceasta Duhul Domnului s-a coborât peste noi, ca noi să-L lăudăm din toată inima. De ce? Pentru că ne-a făcut mult bine. Să cade orice om din lume să laude pe Dumnezeu, pentru că El este viață, pentru că în El este lumină, pentru că în El este nădejde. Și El în seara aceasta vrea să-L lăudăm din toată inima. Ne-am adunat în seara aceasta eu, fratele Leonard, cu fratele Remus și vărul meu Laurențiu, Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L lăudăm pe Dumnezeu cu câteva cântări din toată inima noastră, pentru slava și măreția Lui. În ziua de astăzi, 16 februarie 2013, ne-am adunat în numele Lui Iisus, mă repet din nou, să-L lăudăm că-și mult bine ne-a făcut. Avem un Dumnezeu mare, minunat. De aceea vrem să-L lăudăm. Dumnezeu să fie binecuvântat în toate. Amin. Ascubarca vieții, eu călătoresc. Valurile lumii în mine lovesc. Nasc cu barca vieții, eu călătoresc. Valurile lumii în mine lovesc. Tu nu mă lăsa, vino barca mea, poruncește Tu, furtuna să stea. Tu nu mă lăsa, barca mea, poruncește Tu, furtuna să stea. Tu nu mă lăsa,
mea, poruncește tu, furtuna să stea. Aleluia, mărire lui Iisus, aleluia! Glorie lui Iisus, aleluia! Vino, Doamne, barca noastră de salvare! Potolește furtuna în viețile noastre, Doamne! Ajută-mi, Doamne, să pot înainta înspre Țara Sfântă cu biserica. Tu ajută-mi, Doamne, să pot înainta spre Țara Sfinte cu biserica. Tu nu mă lăsa, vino barca mea, poruncește tu furtuna să stea. Tu nu mă lăsa, vino barca mea, poruncește tu furtuna să stea. Poruncește tu furtuna să stea. Amin.